Tot mai multe falsuri legate de indexarea pensiilor oferite subvențiilor pentru producția de lapte, dar și despre medicamentele compensate sunt promovate în ultima perioadă, inclusiv prin intermediul canalelor de Telegram. Acestea au fost dezmințite de premierul Dorin Recean, care a reiterat că aceste minciuni sunt menite să sperie, iar experții în domeniu susțin că, în așa mod, Federația Rusă pregătește terenul pentru destabilizări și pentru declanșarea manifestațiilor de protest. Prim-ministrul susține că falsul privind faptul că guvernul nu va mai indexa pensiile este o minciună rușinoasă menită să sperie vârstnicii. Indexarea pensiilor este în lege, noi vom continua să indexăm, ba din contra, ca și anterior, în ultimii 2-3 ani vom crește pensiile ori de câte ori vom avea această posibilitate. Un alt fals promovat intens este cel că executivul nu va oferi subvenții pentru producția de lapte. Ori noi anume acest lucru îl facem și vom continua să facem. Deja vedem un rezultat pozitiv, semnificativ, creșterea investițiilor în vite cornute mari, creșterea volumului de lapte produs aici, la noi, în Republica Moldova. Șeful cabinetului de miniștri a dezmințit și falsul potrivit căruia cetățenii moldoveni nu vor mai beneficia de medicamente compensate. Am mărit cu 40% lista medicamentelor compensate și atunci încurajez toți oamenii să meargă la medicii de familie, să se intereseze de care sunt aceste medicamente compensate, iar medicii de familie îi chem să le explice cetățenilor. Expertul în securitate al comunității Watchdog, Andrei Curăraru, declară că ținta falsurilor sunt bătrânii și agricultorii, două categorii care sunt mai ușor de mobilizat de regulă la manifestații. Scopul acestor falsuri este de a mobiliza pe potențialii susținători ai forțelor proruse pentru, pe de o parte, boicotarea sau votarea masivă împotriva referendumului de integrare europeană, dar și, într-un fel, împotriva unui candidat pro-european la alegerile prezidențiale și de a pregăti terenul pentru niște proteste despre care ne-au și avertizat partenerii externi. Iar în acest fel, Rusia, prin intermediul actorilor moldoveni, precum oligarhul penal Fugari Lanșor, urmărește inducerea fricii în rândurile pensionarilor și fermierilor, dar și radicalizarea lor și determinarea acestora de a ieși în stradă, susține expertul. Este clar că este o făcătură de Kremlinului, dar seamănă foarte mult cu mâna unor servicii speciale, în special SVR și GRU rusesc, care ar coordona astfel de operațiuni la moment în toată lumea. Expertul mai reiterează că autoritățile trebuie să aibă o comunicare extrem de eficientă cu beneficiarii, dar și să vină cu anunțuri care să prevină narativele false. Iar reprezentanții Centrului Independent de Jurnalism susțin că cetățenii trebuie să fie extrem de prudenți cu știrile sau informațiile și să le verifice minuțios pentru a nu cădea în plasa dezinformărilor, falsurilor sau a propagandei și pentru a-și dezvolta gândirea critică. Să ne întrebăm dacă este acest site credibil, este actualizat acest site cu regularitate și nu doar site, dar probabil și o televiziune sau un post de radio, orice sursă de informare. Cine sunt membrii echipei, cine stă în spatele acelei instituții de presă? Corespunde titlul cu textul știrii și, bineînțeles, ar trebui să ne punem întrebarea. Din ce resurse este finanțată instituția de presă? O altă recomandare importantă în acest context este documentarea din mai multe surse. În unele materiale jurnalistice se pot strecura tehnici precum omisiunea, generalizarea, prezentarea selectivă a faptelor, manipularea emoțională, manipularea prin imagini și altele. Folosind aceste tehnici, anumite instituții de presă vin să ne implanteze o anumită idee, să ne facă să devenim susținătorii unui punct de vedere sau să ne convingă să gândim într-un anumit fel. Autoritățile Republicii Moldova au avertizat de nenumărate ori că Federația Rusă a lansat în Moldova un război hibrid purtat cu ajutorul actorilor proruși din țară și din afara sa, care urmărește provocarea destabilizărilor în țara noastră și deturnarea vectorului european. Iar Statele Unite, Marea Britanie și Canada au avertizat luna trecută că Rusia va încerca să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova.